În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, prea iubiți frați, este o zi de bucurie ori de câte ori ne găsim în casa Tatălui de rugăciune și ori de câte ori avem posibilitatea aceasta să ne arătăm recunoștința și mulțumirea noastră lui Dumnezeu, o facem cu toată abnegația. Am făcut-o și vineri la oră de rugăciune, am făcut-o și duminică, care n-ați fost aici, și aia la altă duminică, și fiecare duminică, și fiecare vineri la oră de rugăciune. Eram surprins de sora, am rugat-o vineri la oră de rugăciune să ne spună o poezie și și-a scos pixul și o bucată de hârtie și am crezut de la în primul moment că creează o poezie să ne o spună direct. Dar sora a avut pe suflet o poezie și vrea cumva să și-o întipărească în minte. Timpul a fost prea scurt, dar a reușit să ne o reproducă cu exactitate și să ne o spună o poezie care efectiv ne-a mers la suflet, pentru că, așa cum a fost și poezia de acum, pentru că, dragii mei, totdeauna în sufletele celor care mărturisesc cuvântul lui Dumnezeu trebuie să rezoneze, să vibreze, să ardă, să mistuie ceva și totdeauna când se întâmplă lucrul acesta, cei care spun și cei care primesc vor simți totdeauna bucuria aceasta și vor simți totdeauna unda aceasta trecând de la cei care spun la cei care primesc. Așa s-a întâmplat totdeauna și așa se va întâmpla, iubiții mei. Totdeauna când ai o conexiune cu Dumnezeu, ai o părtășie cu Dumnezeu, ai o legătură cu Dumnezeu în cursul săptămânii, când vii de pe genunchi, când cercetești cuvântul lui Dumnezeu, când aprofundezi poruncile Lui și când vei sta în casa Domnului și când vei sta cu cuvântul lui Dumnezeu în mână și când vei sta în fața adunării, totdeauna Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți va da ce să spui și ce să transmiți și cei care te vor asculta, nu pe tine te vor asculta, ci vor asculta Duhul lui Dumnezeu, vor asculta cuvintele lui Dumnezeu și le vor primi ca atare. Asta este, dragii mei, lucru care s-a întâmplat și se întâmplă totdeauna cu cei care trăiesc în responsabilitatea aceasta de a fi împreună, de a se bucura împreună, de a trăi părtășia frățească, de a trăi între frați, de a trăi în mijlocul adunării. Vedeți dumneavoastră câte impedimente sunt în calea venirii la adunare. Adineaori ploaia pe unii era să îi sperie și să țină acasă. Căldura acum, iarna, frigul. Venim aici iarna și ne plângem că ce frig ni la cap, la picioare, pe tot locul. Vine vara, vine căldura, ne băietăm că n-avem aer condiționat aici și nu putem sta și nu putem respira. Vedeți dumneavoastră câte scuze am găsit noi. Și astea toate vorbesc despre căldura noastră interioară, a inimii noastre, de părtășia noastră. Vreau să-i spun la sora care se pune în spatele meu și o aude fiecare dată: vai, ce puțin suntem astăzi. Nu contează, soră. Cât suntem adunați în Domnul și cât suntem împreună, doi sau trei, adunați împreună și la oră de rugăciune, dacă ne-am plânge ce puțin suntem, n-a mai venit niciunul niciodată. Dar ăia câți venim, ăia cât suntem, să fim adunați într-un gând și o inimă. Suntem mai puține astăzi, vom fi mult mai mulți mâine. Dacă ne uităm numai în familiile noastre, cât suntem împrăștiați în toate direcțiile. E vremea, e vară, sunt concedii, copii în examene, în sesiuni. Sunt atâtea motive. Am putea spune, stau acasă că nu sunt acolo decât două sau trei suflete. Nu, dragii mei. Cine caută cuvântul lui Dumnezeu, cine caută adunarea, cine caută părtășia frățească, se duce peste dealuri, peste văi, se duce acolo unde știu că frații sunt adunați să se bucure împreună. Cât suntem, dragii mei? Eu mă întreb pe mine ce am făcut ca să fim mai mulți în duminica asta. Eu mă întreb pe mine, în dreptul meu, cât am lucrat eu mai mult la inima celor de lângă mine ca să fim mai mulți. Cât am lucrat la inima celor din casa mea ca să fim mai mulți. De pe strada de unde locuiesc, de la locul de muncă ca să fim mai mulți. Pe mine asta mă apasă, asta mă doare.
Este foarte important, iubiții mei, să înțelegem lucrurile acestea și să nu ne demoralizăm, să nu slăbim. Știți, diavolul de-abia așteaptă lucrul ăsta, să te descurajeze, să zică, apoi nu te mai du la biserică, nu te mai du la liturghie, sunt numai câțiva, nu te mai du la adunare, sunt numai câțiva. De-abia așteaptă diavolul să facă lucrul ăsta. Am auzit copii care și-au întrebat părinții, dar de ce trebuie să mergem în fiecare duminică la biserică? Dar de ce trebuie să mergem în fiecare duminică la adunare? Păi, fraților, când punem întrebări de felul ăsta, atunci avem o problemă. În casa noastră înseamnă că există o problemă, în familia noastră înseamnă că acolo lipsește ceva, dragii mei, înseamnă că s-o răci dragostea, înseamnă că suntem tot mai departe de cerințele cuvântului lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu este tot mai departe de noi prin căutările noastre și prin preocupările noastre și de aceea se nasc astfel de probleme și astfel de întrebări în viața noastră, dragii mei. Îmi aduc aminte când eram copil mai mic, eram foarte preocupat de cât cresc și foarte des, într-o săptămână, de câteva ori, aveam undeva pe lângă ușă niște semne unde tot mă duceam și mă tot măsuram să văd cât am crescut. În mintea mea credeam că într-o săptămână o să cresc atât de mult și constatam că măsurătorile erau cam tot în același loc. Și mi-am pus o problemă, m-am gândit, oare eu nu cresc, eu ca și copil, mă uitam la colegii mei de clasă, erau, îi vedeam tot mai înalți, tot mai mari și mi-am pus problema asta, de ce nu cresc și eu? Dragii mei, ar fi bine să venim la adunare cu aceeași preocupare, ar fi bine acasă să avem preocuparea asta, de ce nu creștem? De ce inima noastră se răcește? De ce credința noastră stagnează? Ar fi bine să avem preocupările astea noi care suntem aici, dragii mei, să avem preocupările astea în viața noastră, să ni le punem, să ne frământăm de ele, să ne întrebăm cât am crescut în Domnul, să ne întrebăm cât am urmărit sfințenia. Sunt cerințele, sunt coordonatele lui Dumnezeu pentru viața noastră, dragii mei. Sunt fixate de Dumnezeu lucrurile acestea, sunt repere pe care trebuie să le atingem în viață fiecare dintre noi. Să creștem în omul duhovnicesc, să urmărim sfințenia fără de care nu vom vedea nimeni pe Dumnezeu. Sunt câteva priorități după care trebuie să alergăm în viața asta, dragii mei, fiecare dintre noi. Și apoi, de fiecare dată când vin la adunare, îmi aduc aminte de fratele Traian. Îmi aduc aminte de întâmplarea aceea pe care o spunea fratele Traian. Nu pot să o uit, dragii mei. Nu pot să o uit. Spunea fratele Traian că își făceau adunare într-o sală de clasă. Și pentru că nu erau lemne și nu aveau posibilități să se încălzească, iarna era frig acolo. Și atunci au căzut frații de comun acord prin rotație fiecare să aducă în traista cu care venea la adunare lemne de acasă ca să bage în sobă și să își facă un pic de căldură acolo în timpul adunării, să nu se plângă frații de frig. Și așa s-a întâmplat. Și spune fratele Traian, acolo era concluzia de final a fratelui Traian, dragii mei, noi de câte ori venim la adunare, la biserică, cu ceva de acasă pentru adunare. Ne întrebăm de multe ori, oare de ce e cuvântul așa? De ce e atmosfera așa? Oare de ce sunt lucrurile așa? Oare de ce ne punem întrebările acestea? Dar haide să ne întrebăm, iubiții mei, în săptămâna asta care a stat înainte, cât ne-am rugat pentru adunare? Cât am stat în duh de părtășie, de rugăciune cu frații? Cât am vegheat? Cât am adus de acasă pentru adunare, dragii mei? Cât am adus de acasă? Cât ți-a stat Biblia deschisă acasă? Cât ai stat săptămâna aceasta în ea, citind și meditând la ceea ce vrea să-ți comunice Dumnezeu, să-ți spună de acolo? Cât? Asta trebuie să fie problemele noastre, scumpii și dragi și iubiții mei frați. Asta trebuie să fie. Iar când te vezi în adunare și când te vezi împreună cu frații, dragii mei, trebuie să ai o bucurie, trebuie să ai o trăire, trebuie să ai o stare pe care nu poți înlocui cu nimic altceva, dragii mei. Nu poți înlocui, nu poți da pe nimic altceva. Vă spun, asta au fost și sentimentele pe care le-am trăit dimineață cu femeile care
Eu și spăsesc pedeapsa. Și exact starea asta am simțit-o. Am citeam din Sfântul Apostol Petru, din 1 Petru, capitolul 4, și am văzut ce importanță trebuie să acordăm noi cuvântului lui Dumnezeu, iubiții mei. Vedeți, dumneavoastră, avem atâtea gânduri. Mintea noastră macină în fiecare zi. Dăm acolo să macine și ne gândim la ce vor fi copiii, la ce se va întâmpla cu locul de muncă, la ce se va întâmpla cu bătrânețea, la ce se va întâmpla cu boala, la ce se va întâmpla, și tot le măcinăm în cap. Cât din 24 de ore, cât dintr-o zi suntem preocupați de suflet, suntem preocupați de veșnicie, suntem preocupați de unde ne vom petrece locul, în iad sau în rai, unde ne vom petrece veșnicia. Astea cât ne preocupă, cât suntem de preocupați într-o zi de cât de aproape trăim de Hristos, cât de intens îl urmăm pe Hristos, cât de mult facem voia Lui, astea cât le măcinăm în mintea noastră, cât suntem preocupați de ele. Și le spuneam femeilor exact gândul ăsta. Dragii mei, vedeți, dumneavoastră, spunea cineva, când eram la spital, mi se părea că viața se limitează la 4 pereți. Atâta vedeam. Închis, în boală, așteptam intervenția medicului și am zis și ziceam în mintea mea, viața mea acum se rezumă la 4 pereți. Vedeți, când ni se îngrădește libertatea de a ne mișca, libertatea de a ne duce în stânga și în dreapta, de a face asta, de a face asta, de a avea priorități, când ni se îngrădește această libertate, începem, iubiții mei, să facem altceva, să mintea noastră să ne o îndreptăm spre alte lucruri. Și din fericire gândesc oamenii, chiar dacă și în al 12-lea ceas, gândesc la suflet, gândesc la mântuire, le vezi oamenilor unde de regret pentru greșelile pe care le-au comis în viață, vezi pe oameni că sunt frământați de ce le se va întâmpla, de ce va fi, de viața lor care nu este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, și trebuie să vină astfel de stări, iubiții mei. Pentru că atunci când ne merge bine, spune cuvântul lui Dumnezeu, blestemăm, ne vedem de treaba noastră și nu ținem cont de Dumnezeu, nu ținem cont de cuvântul lui, și atunci trebuie să vină și astfel de stări. Trebuie să vină și o boală, trebuie să vină un necas, trebuie să pierzi pe cineva drag, trebuie să plătești o neascultare printr-o pedeapsă. Și uite așa, Dumnezeu are variante să lucreze la inima și la viața noastră. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul, ca noi să ne îndreptăm, ca noi să căutăm să ne schimbăm viața, ca noi să căutăm să lăsăm lucrurile importante să ne domine în viața aceasta, lucrurile care au legătură cu veșnicia în detrimentul celor pe care le vom lăsa aici, iubiții și dragii mei. Am rămas impresionat de două gânduri, numai trei versete vreau să citesc și am să mă duc la loc. Am rămas impresionat în primul și în primul rând că am citit aici versetul acesta 38 din Evanghelia după Matei, din capitolul 10, și mi-am pus mie în dreptul meu trei lucruri importante care, într-un fel, și pe mine m-au ajutat să-mi schimb viața. Trei lucruri care trebuie, dragii mei, să aibă cumva în viața fiecăruia dintre noi un impact deosebit. În primul rând este auzirea. Vedeți, dumneavoastră, trăim într-o lume care ne informează într-o viteză în care n-am fost informați nimeni niciodată. Deci, de fapt, se și spune că astăzi cel mai vândut lucru este informația. Deții o informație și cu cât este informația mai puternică, cu atât ești plătit, renumerat pentru informația pe care o vinzi, o transmiți, o dai mai departe. Așa este, iubiții mei. Și într-o lume în care trăim, oamenii parcă au o dispoziție să audă mereu lucruri noi, mereu lucruri noi care nu le-am mai auzit, despre care n-au știut, și sunt oamenii avizi de informație. Toată aceasta vine prin auzire, iubiții mei. Cuvântul lui Dumnezeu, vestea aceasta bună, ne este
în diferite moduri transmisă și urechilor noastre. Astăzi oamenii mai mult ca oricând au această posibilitate să audă cuvântul lui Dumnezeu, să audă poruncile lui Dumnezeu, să audă cerințele lui Dumnezeu. Dragii mei, avem la dispoziție fiecare dintre noi atâtea variante ca să auzim despre Dumnezeu, să auzim despre cuvântul Lui. Nu mai suntem astăzi dezinformați așa cum eram în urmă cu 30 de ani. Nu aveam acces la informație, nu știam ce să credem, ce să nu credem. Astăzi, dragii mei, avem acces la informație. Dar întrebarea se pune, pe câți oameni interesează în mod serios? De ce trebuie Dumnezeu să lase în viața noastră să vină bătrânețea pentru cei tineri, pentru cei sănătoși să vină boala, pentru cei care sunt prosperi în afaceri să vină închisoarea? De ce trebuie să lase Dumnezeu astfel de stări extreme prin care să trecem noi ca să ne punem întrebări serioase, pertinente cu privire la viața noastră și cu privire la veșnicie? De ce trebuie să lase Dumnezeu? Știți de ce, iubiții mei? Pentru că auzim de foarte multe ori. Avem posibilitatea aceasta să auzim și oamenii aud, dar ce trist este că nu ascultă. Ce trist este că de la auzire la ascultare este o diferență așa de mare, iubiții mei. Este să se cască aici o prăpastie între cei ce aud și între cei ce ascultă. Vedeți dumneavoastră ce mare diferență este între a avea această șansă să auzi și apoi de la asta să treci la ascultare. Și când vorbim de ascultare, dragii mei, vorbim de ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim de ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Vorbim de ascultare de Sfânta Evanghelie. Vorbim de ascultare de Sfinții Părinți, de Sfinții noștri înaintași. Asta este ascultarea. Iubiții mei, Dumnezeu a spus că iubește mai mult ascultarea decât toate jertfele pe care le-am putea noi aduce. Toți banii noștri sunt egal cu zero. Poți să-i dai toți banii pe care îi ai tu. Nu vei obține mai mult decât vei obține prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și prin aplicare practică în viața ta a cuvântului lui Dumnezeu. Nu vei obține. Cu banii nu poți să-ți obții mântuirea. E de la sine înțeles lucrul acesta. Dar prin ascultare practică, prin ascultare asiduă, prin conformare la cuvântul și la cerințele lui Dumnezeu, poți să te mântuiești, iubitul meu. Poți să-ți câștigi un loc în împărăția lui Dumnezeu. Poți să atingi sfințenia pe care ți-o cere și ne-o cere Dumnezeu. Și mai trebuie să înțelegem ceva, iubiții mei. După ce am auzit și am ascultat, trebuie în viața noastră să facem pași concreți de urmare pe calea aceasta îngustă a mântuirii. Fără asta nu se poate, dragii mei. Nu se poate, dragii mei, fără oameni care pornesc deciși și hotărâți pe calea aceasta îngustă a mântuirii. Nu există pentru nimeni, scumpi și iubiții mei, nu există pentru nimeni un loc în împărăția lui Dumnezeu. Nu ți-l poate garanta nimeni. Toate slujbele din lumea aceasta, toți banii, toată moștenirea pe care o ai să o lași și să o dai, nu-ți poate dacă tu cu viața ta, dacă tu cu trăirea ta, dacă tu cu umblarea ta, dacă tu n-atingi aceste cerințe importante pe care Dumnezeu le-a lăsat ca repere, ca borne în viață, nu vei putea ajunge la mântuire, scumpul și iubitul meu. E așa de important să înțelegem lucrurile acestea, să ne legăm viața cu toată inima noastră de ele, cu toată ființa noastră, să le dorim din toată inima noastră aceste lucruri și să le facem deziderate ale vieții noastre. Și vreau să vă spun că am mers cu o trimitere și am găsit aici în Romani, în capitolul 10, și vreau să citesc versetele acestea și apoi să închei. Mi s-au părut atât de elocvente cerințele acestea două. Stă scris așa în Romani, capitolul 10, versetul 9 și versetul 10. Și acum haideți să fim cu luarea minte la ele. Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe El din morți, te vei mântui. Și versetul 10.
căci cu inima se crede spre dreptate și cu gura se mărturisește spre mântuire. Dragii mei, ce frumoase sunt aceste două versete! Ce cerințe pentru viața noastră a celui care își dorește un loc în împărăția lui Dumnezeu. Acela care își dorește la sfârșitul acestei existențe efemere, trecătoare pe pământul acesta, la sfârșitul vieții noastre, a pelerinajului nostru prin lumea aceasta, își dorește un sfârșit creștinesc. Își dorește viața veșnică și viața veșnică, iubiții mei, e un reper pe care trebuie să-l obținem de aici. În urmă cu două săptămâni am citit Ioan 17 și am văzut, iubiții mei, ce precizare se face cu privire la cunoașterea lui Dumnezeu și la Domnul Iisus Hristos legat apoi de viața veșnică. Nu se poate, iubiții mei. Fără aceste două lucruri, mă uitam, am urmărit cuvântarea părintelui Stelian Tofană și m-am cutremurat. Era un cuvânt pe care l-a ținut în catedrală și am rămas uimit. Omul acesta, cu cât a păs, a vrut să sublinieze și să ne atenționeze că viața noastră veșnică începe cu cunoașterea lui Dumnezeu și cu cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Că nu există viață veșnică fără cunoașterea lui Dumnezeu. Că viața veșnică este însuși cunoașterea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, cu mâna pe suflet, m-am dus în bibliotecă și am luat Evanghelia după Ioan, meditație la capitolul 17 a fratelui Traian. Și vreau să vă spun că ce a spus părintele, exact aceleași lucruri, cu aceleași apăs le-am găsit și la fratele Traian. Cu privire la versetul acesta atât de important, dragii mei, cât de stăruitor încearcă astăzi biserica prin oameni care sunt dispuși să-și jertfească viața, să-și jertfească libertatea, să spună lucrurilor așa cum trebuie spuse. Cât de mult a ținut fratele Traian să precizeze pentru noi în toată opera sa vastă că fără cunoașterea lui Dumnezeu și fără cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos nu putem avea parte de viață veșnică. Existență veșnică avem cu toții și vom avea cu toții, dar ea va fi ori în iad, ori în rai, în funcție de ce am făcut atâta timp cât am trăit pe baza credinței noastre, pe baza mărturisirii noastre. Ce minunat, iubiții mei, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, dacă vei mărturisi cu gura că Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei, o stare înaltă asta. Să mărturisești astăzi că Iisus Hristos este Domnul cu gura ta, cu gura ta, să spui. Fraților, trebuie să înțelegem, e chemarea noastră, e chemarea fiecărui om responsabil și conștient de mântuirea lui și de dorința mântuirii semenilor lui să facă lucrul acesta. Nu e opțională, dragii mei. Dacă vrei, mărturisești, dacă nu, te lași, te faci micuț și nu spui nimica. Nu, iubiții mei, serios, cu toată seriozitatea, nu cu glume, nu cu poante, nu cu figuri, nu, serios, cu toată responsabilitatea, trebuie să facem lucrul acesta în ori de câte ori ne scoate Dumnezeu pe cineva în calea vieții noastre, ori de câte ori ne permite locul, ori de câte ori ne permite starea, pentru că spunea tot fratele Traian, să n-aruncăm bucatele în gura porcilor care s-ar putea să te sfâșie. Adică să ai totdeauna discernământul, capacitatea să înțelegi când este loc să spui ceva, când este loc să dai, când este loc să arăți, când este loc să chemi. Dar atunci când Dumnezeu îți furnizează acest spațiu, acest loc, fă-o cu toată convingerea. Asta, dragii mei, este o cerință, a mărturisi cu gura, apoi cealaltă, dragii mei, să credem cu inima, să credem. Aceste două lucruri ne garantează, iubiții mei, ne garantează mântuirea. Aceste două lucruri sunt legate una de alta.
Aceste două lucruri sunt foarte importante. Nu poți face o mărturisire despre Hristos dacă tu nu crezi în El, dacă tu nu știi cine este El, dacă tu nu știi cine este El pentru tine în mod personal, dacă n-a ajuns Domnul și Mântuitorul tău, dacă El, Domnul Iisus Hristos, nu este stăpânul vieții tale, nu poți să mărturisești. Despre ce să mărturisești? Ce să spui altora dacă în tine nu s-a produs schimbarea aceasta? Dacă în tine nu există înnoirea aceasta a vieții tale, ce să spui altora? Ce strânsă legătură! Iar apoi versetul 10, cu câtă, dragii mei, consecvență cuvântul lui Dumnezeu nu ne lasă să înotăm în ape tulburi, nu ne lasă să navigăm în naufragiu, nu, iubiții mei. Cuvântul lui Dumnezeu e clar, spune clar, cu inima se crede și cu gura se mărturisește spre mântuire. Dragii mei, ce important este să ne întrebăm inima noastră astăzi. Să ne întrebăm inima noastră astăzi. Mai este ea dispusă să creadă? Mai este inima noastră dispusă să-L slujească pe Hristos? Mai este inima noastră astăzi disponibilă lui Dumnezeu, dragii mei? Mai este inima noastră împărțită? Este inima noastră împărțită în credincioși de dimineața și apoi credincioși de altă factură după masa? Suntem astfel de credincioși, iubiții mei? Mai este inima noastră astăzi vibrând de la cuvântul lui Dumnezeu? Mai poți plânge, dragul meu, pentru Dumnezeu? Mai poți lăcrima pentru cuvântul Lui? Mai poți să te bucuri când sunteți adunați doi sau trei în același loc? Mai poți în tine și în viața ta să găsești, în inima ta să găsești ecou la cuvântul lui Dumnezeu? Dacă da, dacă te mai impresionează un verset, dacă te mai impresionează o cântare, dacă mai verși o lacrimă, dacă stai în casa, în locul acesta și mai poți medita la cuvântul lui Dumnezeu și la rostul vieții tale, dacă ai preocupările acestea aici, dacă timpul pe care îl petreci aici este îndreptat spre cuvântul lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletului tău, dacă n-ai alte preocupări în locul acesta, dacă nu te frământă altceva, dacă poți să-i dai mintea ta, inima ta lui Dumnezeu, înseamnă, dragul și iubitul meu, că tu ești pe calea cea bună. Înseamnă că tu mergi pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că tu ții cont de cuvântul lui Dumnezeu și îl folosești ca și o candelă pe în viața aceasta. Și apoi, nu uita, gura totdeauna vorbește din prinosul inimii. Ei, dacă în inima ta e Hristos și trăiește Hristos, gura ta va vorbi despre Hristos. Lecția de predilecție a Duhului Sfânt, spunea Părintele Iosif, este totdeauna Iisus Hristos cel răstignit. Este întotdeauna Golgota. Ești un copil al lui Dumnezeu? În inima ta este Duhul Sfânt. Tu vei face totdeauna lucrul acesta. Nu-ți va fi rușine. Așa spune Evanghelia de astăzi. Cine se va rușina? Cine se va piti? Cine se va face mic? Cine îi va fi rușine de numele de copil al lui Dumnezeu? Cine se va rușina între colegii de școală, de facultate, de muncă? Cine face lucrul acesta și de el se va rușina Tatăl din ceruri? Deci, dragii mei, haideți să vedem noi cu inima noastră și noi cu gura noastră cui aducem laudă, cui îi aducem slavă, pentru cine cântă inima noastră, pentru cine cântă gura noastră. Și să începem, dragii mei, să începem să o facem cu toată consecvența, cu toată determinarea, să lăudăm împreună într-un glas și o inimă pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și până în veșnicii. Amin.